Când a intrat Simona în această competiție, vă spun cinstit că am avut o impresie foarte proastă despre ea. De ieri, de când a început aceste schimbări, și anume trecerea aceasta către normalitate, către adevăr, către realitate, a început să-mi schimbe și mie părerea și să o găsesc o fată extraordinar de drăguță. Să pot să o urmăresc atunci când vorbește și am urmărit-o în mai multe discuții cu Carmina, cu Sabrina, cu cine am mai văzut-o vorbind. Dar vreau să vă spun că îmi place foarte mult felul ei de a vorbi. Adică este o persoană care încurajează, care nu instigă la rău, la, nu știu, la ceartă, la orice altceva. Când vorbea cu Carmina, încerca să o încurajeze, să ridice moralul, să o facă să se simtă specială, să... adică un om extrem de complex și foarte bun la suflet. Și acum, sincer, chiar sunt bucuroasă că cumva este într-o cunoaștere cu Andrei și cred că Andrei de-abia de acum încolo are pentru ce lupta, pentru că cred că ar face o echipă extraordinară lângă Simona. Simona, nu uitați că are vreo 27-28 de ani, are un job bun, gen spre carieră, e o femeie extrem de educată, învățată, are și niște experiențe de viață, adică eu cred că ar fi bine de tot lângă Andrei. Vreau să vă știu și părerea dumneavoastră.